Dacă dorești să te numeri și tu printre cei care susțin din toată inima activitatea canalului Sursa de Motivație Zilnică, găsești mai jos în descrierea videoclipului 5 modalități prin care o poți face. Bun găsit tuturor la episodul al 3-lea al serialului Cum aplicăm legile Universului în viața noastră. Foarte mulți dintre voi ne-ați întrebat nu de puține ori dacă intenționăm să publicăm o carte cu toate materialele pe care le prezentăm aici pe Sursa de Motivație Zilnică. Nu știu dacă ceea ce vom publica foarte curând se poate numi carte sau doar carte, pentru că va conține și un jurnal de recunoștință pe care membrii canalului îl pot completa zilnic și care va conține și prezentarea celor 14 legi ale vieții despre care vorbim astăzi, dar și rugăciuni vechi nealterate de niciuna dintre religiile lumii. Acest jurnal al sufletului va avea o formă deosebită de prezentare și va fi accesibil, așa cum spuneam, doar membrilor canalului Sursa de Motivație Zilnică. Vă vom anunța din timp când puteți intra în posesia lui. Să revenim acum la cele 14 legi ale vieții care derivă din cele 12 legi spirituale ale Universului. Efectele legilor Universului pot fi analizate din două puncte de vedere: al egoului și al înțelegerii. Dacă privim viața din punctul de vedere al egoului, ne ducem către eu vreau și ne vom situa ca atare în disarmonie cu legile Universului. Vreau ca alții să se schimbe, vreau ca lucrurile să se întâmple așa cum vreau eu, vreau tot ce nu am nevoie, tot ce nu am. Dacă, în schimb, privim viața prin prisma înțelegerii sau înțelepciunii, suntem în armonie cu legile Universului și abordarea noastră va fi aceea de am nevoie, am nevoie de tot ceea ce am. Haideți să vedem cum stă treaba cu am nevoie și eu vreau. Să începem cu am nevoie. Când nu vreau nimic, respect ordinea legilor Universului. Nu caut nimic pentru că știu că ceea ce am nevoie este acolo și îl pot folosi. Nu mă aștept la nimic pentru că am deja satisfacție. Nu cer nimic pentru că atunci când cerem ceva, transmitem de fapt Universului gânduri de lipsă și mai mult înseamnă că nu prețuim ceea ce avem. Amintiți-vă că adevărata rugăciune este recunoștința pentru ceea ce aveți și Universul vă va răsplăti cu și mai multe motive de a manifesta recunoștință. Așa funcționează Universul. Singurul lucru pe care ar trebui să-l cerem este informația. Trebuie să ne lăsăm ghidați și de asemenea să nu încercăm să-i controlăm pe ceilalți. Să mergem și să curgem împreună cu viața în loc să opunem rezistență. Pentru asta trebuie să renunțăm la eu vreau. Trebuie să lucrăm cu două lucruri. Cercetarea, care nu este deloc același lucru cu căutarea, și acționarea. Cu aceste două instrumente, tot ceea ce avem nevoie va ajunge la noi, iar ceea ce vine la noi trebuie să prețuim. Asta este tot ceea ce trebuie să facem. Când întrebăm viața, viața fie ne va spune da, oferindu-ne ceea ce ne dorim, fie ne va spune nu, iar ceea ce ne dorim va fi blocat. Dacă răspunsul este nu, atunci cel mai bine este să renunțăm, iar dacă răspunsul este da, îl luăm ca atare și acționăm. Când nu ne dorim nimic, eul nostru interior ne împinge să fim ascultători de legile Universului, să ne îndreptăm viețile cu înțelepciune și să ne satisfacem nevoile. Împlinirea dorințelor trebuie să se supună lui am nevoie pentru binele personal, dar mai ales pentru binele general, nu lui eu vreau. Doar în acest sens, Universul participă la împlinirea dorințelor noastre în armonie cu legile sale. Excepțiile confirmă regula. Când nu vrem nimic, oferim un serviciu al iubirii pentru că în loc să cerem sau să dorim lucruri, ceea ce facem este să acționăm. Și când slujim celorlalți cu iubire, găsim calea către echilibru și înțelepciune. Când nu căutăm nimic, acționăm cu credință pură absolută sau cu înțelepciune absolută.
Când nu așteptăm nimic, întâlnim satisfacție și nu trăim dezamăgiri. Așteptările duc doar la dezamăgire, mai ales atunci când ne așteptăm ca alții să ne facă fericiți. Așteptările nu sunt destinate să ne satisfacă, doar noi ne putem face fericiți. Când nu cerem nimic, înseamnă că urmăm ordinea Universului și suntem pregătiți să primim informațiile de care avem nevoie pentru a putea acționa. În acest fel ne conducem singuri spre înțelepciune. Toate acestea se manifestă în viețile noastre ca smerenie. Umilința este o virtute interioară care se exprimă atunci când cineva este capabil să recunoască o greșeală, să învețe din ea, să-și ceară scuze după cum este necesar și să-i considere pe toți la fel de valoroși ca ei înșiși, chiar dacă se află pe poziții diferite. Necăutarea lucrurilor ne duce la liniște și pace interioară, eliminând așteptările din viața noastră. Nu ne așteptăm la nimic, suntem imperturbabili și, necerând nimic, viața noastră devine perfectă pentru că suntem în armonie cu ordinea Universului. Când cineva face asta, recunoaște și acceptă ceea ce îi oferă viața, iar Universul ne oferă întotdeauna tot ceea ce avem nevoie. Nu trebuie să suferim în viață, ci să ne bucurăm de ea. Durerile sunt inevitabile, suferințele sunt opționale. Ar trebui să recunoaștem că putem alege și acționa cu opțiunile pe care ni le oferă viața. Viața ne prezintă mereu opțiuni, doar că uneori nu le luăm în calcul pentru că ego-ul nostru nu este de acord cu ele. Avem mereu tot ceea ce ne trebuie pentru a fi fericiți. Haideți să punem în valoare ceea ce avem și vom primi mult mai mult. Când nu căutăm nimic, ținem cont de scopul vieții noastre, fără să punem la îndoială destinul, pentru că nu căutăm altceva decât ceea ce avem. Viața ne oferă întotdeauna ceea ce este necesar. Când acționăm din perspectiva a ceea ce avem cu adevărat nevoie, nu cerem ca circumstanțele Universului să se schimbe, ci respectăm procesele individuale și colective, dând un exemplu de neutralitate și înțelegere. Nu trebuie să ne așteptăm la nimic, pentru că viața ne va oferi întotdeauna ceea ce este destinat pentru noi. Să vedem în continuare cum este cu eu vreau. Când căutăm ceva, personalitatea și ego-ul nostru ne fac să credem că știm ce este bine pentru noi și pentru ceilalți. Dacă acționăm crezând că știm de ce avem nevoie, cu ce ne întâlnim? Uneori nu recunoaștem că ceva nu este pentru noi și insistăm, dăm vina pe circumstanțe sau pe ceilalți. Oportunitățile sunt însă mereu acolo, doar că unii profită de ele, iar alții nu. Ego-ul stabilește vinovății, ne simțim plini de limitări și devenim frustrați. Acesta este rezultatul lui eu vreau. Când ne dorim multe lucruri, personalitatea noastră ne conduce să creăm circumstanțe pentru satisfacția noastră momentană, dar în cele din urmă devenim frustrați pentru că ceea ce ne cere ego-ul nu este niciodată suficient. Ego-ul își dorește întotdeauna exact ceea ce nu are și, oricât de mult ar avea, își dorește mereu ceva mai mult pentru că nu își recunoaște nevoile și îi învinovățește pe alții pentru presupusele sale lipsuri. Ego-ul nu este niciodată mulțumit cu nimic pentru că nu este mulțumit cu ceea ce are. Conduși de ego-ul nostru, cerem ca lucrurile să se schimbe, cerem și iar cerem, dar lucrurile nu se întâmplă pentru că nu urmăm ordinea Universului. Nimic nu se întâmplă în modul în care cineva cere, se întâmplă în felul în care trebuie să se întâmple, dar de multe ori ego-ul nostru nu acceptă că fiecare individ are exact ceea ce are nevoie și de aceea lucrurile nu curg, iar ceea ce primim este suferință și frustrare. Putem chiar să devenim deprimați că nu obținem ceea ce ne dorim sau să dăm vina pe alții, ceea ce va face conflictul și mai mare. Iată o simplă sugestie pentru a fi în armonie cu legile Universului. Folosiți două instrumente, exprimarea recunoștinței și valorificarea. Recunoștința urmărește scopul profund al iubirii.
Nu este vorba de a fi recunoscători pentru dificultăți cum mulți în mod greșit înțeleg, ci de a fi recunoscători pentru ceea ce învățăm din ele, pentru că așa împlinim scopul vieții. Care este scopul vieții? Să învățăm să iubim și să fim fericiți. Exprimarea recunoștinței înseamnă a putea profita de probleme văzându-le ca pe o oportunitate de a învăța. Când învățăm cum să ne exprimăm recunoștința în adevăratul sens al cuvântului, mintea noastră este curățată de orice ranchiună, resentimente și vină, precum și de orice dorință de a ataca. Asemenea, aspecte negative ne țin ancorați în suferință și legați de efectul ei asupra acțiunilor noastre, care ne apasă atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al sănătății. Când prețuim tot ceea ce avem, adică exact ceea ce avem nevoie, ne simțim fericiți pentru că ceea ce avem este extrem de valoros. În loc să aruncăm cu vinovății, recunoaștem prezența a ceea ce ne poate aduce pace interioară și fericire. A manifesta recunoștință înseamnă să fim conștienți și să observăm tot ceea ce avem, un corp, un set de valori, 5 simțuri, cunoștințe, o casă, mâncare, îmbrăcăminte, familie, prieteni și așa mai departe. Când nu prețuim ceea ce avem sau, și mai grav, disprețuim sau ne plângem, suntem pe cale de a pierde, pentru că atunci când se aplică legea, dacă ceva nu ne folosește la nimic, ni se va lua. Recunoașteți învățătura următoare: celui ce are, îi se va da, iar celui ce nu are, îi se va lua și ceea ce are. Nu la averi sau răutatea unui Dumnezeu care ține cu cei ce au se referă această învățătură, ci la practicarea recunoștinței. Cel care este recunoscător, adică vrea ceea ce are, va primi și mai multe motive de recunoștință din partea Universului. Cel care nu este recunoscător, adică nu vrea ceea ce are, nu numai că nu va mai primi nimic din partea Universului, ci i se va lua și ceea ce are, pentru că, nu-i așa, nu-i trebuiește. Observați câtă simplitate se află în secretul rugăciunilor care primesc răspuns. Fiecare dintre noi poate fi în armonie cu legile Universului și astfel să-și transmute destinul în misiune, dar pentru a face asta trebuie să ne exprimăm recunoștință, să prețuim ceea ce avem și să iubim funcția pe care o îndeplinim. Ceea ce avem nevoie poate fi rezumat în 3 categorii: informații legate de înțelepciune, un management sănătos al energiei noastre vitale și instruire sau antrenament. Iată-ne acum ajunși și la legile vieții. A nu se confunda legile vieții cu legile fundamentale ale Universului. Ca să folosim o comparație cu legile oamenilor, legile fundamentale ale Universului sunt prevederile constituționale, dacă vreți, pe când legile vieții sunt celelalte legi care guvernează societatea. În viață, unele evenimente ne par miraculoase, altele normale, iar altele de-a dreptul absurde. Și ni se întâmplă asta pentru că nu am învățat cum să recunoaștem semnele pe care le folosește divinitatea pentru a se exprima, ca să ne permită să recunoaștem legea și ordinea perfectă a Universului. Asta înseamnă că asistăm la rezultatul ignoranței multor oameni care luptă inconștient împotriva legilor vieții, irosind majoritatea oportunităților existente, pentru ca voi să învățați cum să atingeți niveluri înalte de satisfacție umană și socială. Neconștientizarea legilor vieții lasă un individ cu șanse foarte puține de a evita situațiile care îi depășesc capacitatea de acțiune, care în multe ocazii devin repetitive, lăsându-l în imposibilitatea de a face altceva în privința asta decât să mormăie și să se plângă de ghinionul lui. Astfel de oameni experimentează de fapt rezultatul neascultării inconștiente de legile vieții. Pe de altă parte, mulți oameni ratează cele mai bune oportunități pur și simplu pentru că nu știu cum funcționează legile vieții. A fi conștienți de legile Universului și legile vieții,
ne permite să dezvoltăm abilitatea de a ne transmuta destinul în misiune, reușind astfel să transformăm circumstanțele adverse în oportunități de învățare și predare, echilibrând în mod voluntar destinul și misiunea noastră, ceea ce ne va permite să obținem beneficii maxime din experiența de viață. Această abilitate poate fi dezvoltată prin învățarea acum să recunoaștem în existența noastră de zi cu zi o serie de indicatori clari, cei interiori, adică fericirea, pacea și iubirea, și cei exteriori, adică relațiile cu ceilalți, sănătatea, resursele și adaptarea. Există numeroase legi ale vieții, însă ne vom concentra pe cele 14 principale. Legea avertismentului, legea oportunității, legea celor doi sau legea investigației, legea celor trei, legea vaselor comunicante, legea cauzei și efectului, legea saturației, legea generării, legea despăgubirii, legea împărtășirii, legea afinității, legea spațiilor goale, legea opțiunii iubirii și legea înțelegerii. Astăzi vorbim despre primele 7 legi ale vieții, urmând ca în episodul viitor să le prezentăm pe celelalte 7. Prima lege a vieții, legea avertismentului. Nu se întâmplă nimic în viața noastră care să nu fi fost anunțat anterior, deși uneori avem dificultăți în a vedea semnele, avertismentele. Când începem să înțelegem ce este învățarea vieții, ideile noastre devin mai clare și confuzia mentală dispare, făcând loc unei noi experiențe. Problemele încep să fie văzute ca oportunități de învățare, ceea ce a fost dificil devine ușor și dobândim instrumentele adecvate pentru a stabili relații excelente, a ne stabiliza sănătatea fizică, a obține abundență și prosperitate și a ne bucura enorm de viață în orice împrejurare, făcând orice activitate pe care suntem meniți să o facem. Scopul educatorilor în ceea ce îi privește pe copiii și elevii lor este acela de a face învățarea cât mai ușoară pentru ei, începând întotdeauna cu cele mai simple exemple și exerciții. Cu toate acestea, atunci când elevul dintr-un motiv oarecare comite erori de omisiune, irosirea oportunităților vieții sau exces, făcând ceva ce nu este destinat să facă, atunci de fiecare dată circumstanțele din jurul său vor prezenta un nivel mai ridicat de dificultate. Asemenea, elevei vieții vor fi avertizați frecvent despre acest lucru de tați, mame, profesori, prieteni, șefi sau de cineva pe care viața îi va scoate în calea lor, rostind expresii de genul: dacă nu profitați la maxim de studii acum când sunteți tineri, vă va fi foarte greu să o faceți mai târziu. Dacă nu-ți faci temele, nu te poți uita la televizor. Viața este foarte grea când ești sărac. Cei care sunt ignoranți își limitează șansele de a avea succes în viață. Viața, ca și educatorii, intenționează de asemenea ca învățarea noastră să fie cât mai puțin traumatizantă. Cu toate acestea, ignoranța, încăpățânarea, mândria și limitările cu care ne-am deprins ne determină adesea să ne confruntăm cu situații din ce în ce mai dificile și uneori dramatice din cauza incapacității noastre de a observa, citi și a ne supune semnelor vieții care se manifestă în conformitate cu legea avertismentului. Când se întâmplă acest lucru, ne plângem că ghinionul este de vină, ne resemnăm cu destinul nostru, fără să știm că fiecare dintre noi este arhitectul propriului destin și că acesta este conceput în conformitate cu propriul nostru nivel de ignoranță. Viața ne avertizează despre ceea ce nu trebuie să experimentăm. Pentru ca ceva să fie clasificat drept avertisment, trebuie să existe un blocaj, adică ceva care nu funcționează, care nu curge în niciun fel. Când există dificultăți, dar observăm că lucrurile progresează, deși încet, vom ști că putem lucra în această direcție. Putem învăța din viață într-un mod simplu și plăcut și chiar să ne bucurăm de învățare dacă uităm de liberul arbitru și ne dedicăm respectării legii avertismentului.
Nerespectarea acestei legi va fi întotdeauna o cauză de suferință, dar este singura cale pe care o au cei ignoranți, neascultători, aroganți, încăpățânați și mândri de a descoperi existența legii avertismentului. Cum? Foarte simplu, confruntându-i cu ideile lor înalte despre libertate, independență și suficiență, pentru a descoperi în sfârșit că singura cale de a se elibera de orice durere, conflict și suferință este să se supună legilor universului. Suferința se termină la limita ignoranței noastre, adică acolo unde începe înțelegerea noastră. Legea avertismentului este concepută pentru a ne evita suferința zadarnică și se manifestă într-un mod foarte subtil, prin detalii simple și aparent nesemnificative care apar în general în secvențe de 3 sau mai multe avertismente, precum un apel telefonic incomod care ne întârzie, pierderea cheilor, o anvelopă găurită, un blocaj rutier, un zbor anulat. În asemenea situații, noi ne plângem de obicei. De ce mi se întâmplă mie asta, ne spunem noi, pe când viața doar ne avertizează despre ceva, și anume că nu ar trebui să ne ducem la acea întâlnire sau să mergem în acea călătorie. Cu alte ocazii, legea avertismentului ne vorbește despre afaceri, investiții, relații, sănătate și așa mai departe. Se manifestă și în anumite situații repetitive în care facem mereu aceeași greșeală sau adoptăm aceeași atitudine sau reacție fără a acorda atenție avertismentului. Și pentru că ignorăm sau nu recunoaștem avertismentul, viața ne conduce să experimentăm lucruri mult mai grele pentru a putea reuși să ne învețe noi atitudini față de ea. Asta pentru că lecțiile mai ușoare par a nu fi suficiente pentru a induce înțelegerea și schimbarea atitudinii. Posibilitățile legii avertismentului sunt infinite, dar există o trăsătură care le definește destul de exact, deoarece în cele mai multe cazuri ni se prezintă ca detalii care aparent nu au legătură cu situația și pot fi interpretate doar de persoana căreia îi sunt destinate datorită relației dintre avertisment și acțiunea sa intenționată. De exemplu, cineva ne spune ceva despre un loc, fără să știe că intenționăm să mergem acolo, ne vorbește despre o afacere, fără să știe că ne gândim să o înființăm. În alte ocazii, oamenii pe care nu îi cunoaștem ne spun lucruri care au legătură cu situațiile pe care le trăim sau, altfel spus, ne oferă avertismente în legătură cu ceea ce ne gândeam să facem la un moment dat. Trebuie făcută o distinție între sentimentul de avertizare și frică. Deși uneori este o formă de protecție, în majoritatea cazurilor, frica devine un obstacol, mai ales în relația dintre părinți și copii și, în general, între persoanele care au o relație sentimentală. În aceste cazuri predomină frica de a pierde, iar cei implicați nu pot fi obiectivi în sentimentele lor. Acea frică nu este un avertisment, este o limitare mentală. În general, cele mai mari satisfacții pe care le avem în viață se obțin tocmai făcând lucruri de care ne temem. Dificultățile sunt o oportunitate de a învăța ceva, o provocare, în timp ce frica este una dintre marile limitări pentru dezvoltarea potențialului nostru interior și obținerea succesului și satisfacției în viață. Cea de-a doua lege, legea oportunității. Oportunitatea este mereu prezentă. Unii oameni profită de ea și au succes, în timp ce alții luptă parcă împotriva vieții și numesc lupta lor eșec, nedreptate sau ghinion. Nu este că cineva care a eșuat are ghinion, ci este că nu se află în armonie cu legea oportunității, nu o cunoaște sau nu știe să se lase guvernat de ea și o încalcă în necunoștință de cauză. Cineva care are succes nu înseamnă neapărat că se află în armonie cu legea, chiar dacă nu o cunoaște. O persoană înțeleaptă folosește legea cu bună știință și totul merge bine în viața sa. Oamenii de succes care conștientizează legea oportunității nu impun limitări asupra ceea ce le oferă viața. De exemplu, ei acceptă o ofertă de muncă chiar dacă funcția pare greu de îndeplinit, chiar dacă este prost plătită,
chiar dacă necesită mult efort, chiar dacă inițial nu știu să o facă. Oportunitatea reală este de fapt oportunitatea de a învăța. Dacă ceea ce facem, spunem și gândim nu este consistent, creăm o dezordine în fluxul universului și totul este blocat pentru noi. Dacă ne răzvrătim împotriva funcției noastre și nu o prețuim, resursele sunt blocate, la fel ca și atunci când refuzăm să primim întrucât credem că nu o merităm sau ne simțim oarecum vinovați. Dacă nu ne adaptăm unde locuim și încercăm să găsim o altă funcție într-un alt oraș sau într-o altă țară și totul devine dificil, cel mai bine este să renunțăm la ideea de a pleca pentru a ieși din blocaj și să decidem în schimb să ne adaptăm acolo unde suntem. Un alt motiv pentru care resursele pot deveni blocate este acela că ne amestecăm în destinul altora și ne jucăm de-a omul bun, plătind datoriile altcuiva, de exemplu. Această intenție contravine legilor universului care ne vor bloca pentru că încercăm să interferăm. Numai prin înțelegere putem deschide calea. Așa cum legea avertismentului ne ajută să evităm problemele inutile în viață, legea oportunității ne oferă posibilitatea de a găsi mari satisfacții. Ambele legi sunt de recunoscut în micile detalii subtile ale vieții. Mulți oameni nu profită de oportunități pentru că se gândesc în mod eronat: asta nu e pentru mine, nu-mi place, nu e rândul meu, nu e atmosfera bună, nu există motivație, nu sunt apreciat sau nu mai suport. Și în felul ăsta le va fi dor de cele mai bune oportunități pe care viața le-ar fi putut oferi. O oportunitate își poate face simțită prezența prin semne simple. A profita de acea oportunitate presupune să facem tot ceea ce decidem să facem cu toată energia și dragostea noastră, ca și cum ar fi cel mai important lucru din viața noastră, sau ca și cum am face-o pentru persoana pe care o iubim cel mai mult. Astfel vom face ca legea să lucreze în favoarea noastră, iar rezultatul va fi surprinzător. A treia lege, legea lui 2 sau legea investigației. Viața are întotdeauna răspunsurile pregătite ori de câte ori ne întrebăm ceva. Legea lui 2 se manifestă printr-un limbaj binar, da, nu, care este recunoscut în ceea ce este facilitat și ceea ce este blocat. Această lege răspunde doar întrebărilor care sunt adresate prin acțiune. Universul nu răspunde la inerție, trebuie să ne întrebăm prin acțiune ceea ce înseamnă ceva anume pentru noi. Nu ar trebui să presupunem nimic, ci să folosim capacitatea de a întreba. Pentru a nu ne abate de la procesele de pedagogie guvernate de legea evoluției prin folosirea liberului nostru arbitru, vom descoperi că viața blochează ceea ce nu ne este destinat, în timp ce ne permite să mergem pe o anumită cale dacă ne este destinată nouă. Acțiunile noastre de investigare ar trebui să fie îndreptate spre obținerea răspunsului vieții care poate fi diferit de cel pe care îl dorim. De exemplu, dacă vom căuta un loc de muncă, ar trebui să ne uităm atât la companiile care ne plac cel mai mult, cât și la cele care ne plac mai puțin. Uneori, viața ne rezervă mari satisfacții acolo unde personalitatea noastră refuză să lucreze. Uneori, tocmai acolo putem sluji cel mai mult și ne putem împlini ca ființe umane, iar singura modalitate de a afla este aceea de a ne întreba viața. Pentru a urma o ordine logică în procesul de investigare a vieții, se sugerează să începem întotdeauna întrebările prin direcționarea lor către lucrurile sau experiențele pe care ne-am dorit cel mai mult să le obținem. Dacă după o perioadă rezonabilă de timp nu obținem răspunsuri afirmative, atunci este important să ne întrebăm despre lucruri pe care am refuzat să le considerăm o opțiune pentru viața noastră. De asemenea, este important să se stabilească intervale de timp pentru fiecare anchetă, adică, deși răspunsul inițial poate fi nu, este posibil să nu fie momentul potrivit.
așa că putem cere din nou peste o lună, peste 6 luni sau peste un an răspunsurile la întrebările unde să lucrezi, unde să locuiești, ce afaceri să înființezi, cum și cu cine să ai relații. Pentru a rămâne în armonie cu legile Universului, trebuie să folosim ceea ce avem și să ne bucurăm de ceea ce ne dă viața. În acest caz, vreau ceea ce am ca instrument de cercetare este unul foarte sănătos. Dacă vrem ceva și când cerem îl primim, înseamnă că nu a fost un simplu eu vreau, ci o necesitate pentru funcția noastră la care Universul ne-a răspuns. Dacă, dimpotrivă, nu primim ceea ce cerem, ni se spune că nu este de fapt ceea ce ne trebuie. Făcând acest exercițiu, punem capăt conflictelor și dualităților mentale. A patra lege, legea lui 3. Legea lui 3 permite o perseverență rezonabilă în ceea ce privește opțiunile vieții și așteptările noastre personale. De multe ori, ceea ce avem nu este perseverență, ci încăpățânare în fața anumitor circumstanțe în care legea avertismentului ne spune nu. Când avem o îndoială cu privire la o situație dată, cel mai înțelept curs de acțiune este să facem cel puțin 3 încercări pentru a ne asigura că nu este o lipsă de perseverență și, bineînțeles, de fiecare dată să observăm rezultatul obținut. Dacă se observă un progres, oricât de mic, scopul are șanse de succes. Dacă, dimpotrivă, se observă o stagnare sau o mișcare spre înapoi, este mai bine să renunțăm la acel scop pentru a evita căderea în încăpățânare sau neascultare a legii. Dacă încă nu suntem siguri de răspuns, putem încerca de maxim 7 ori, pentru că încăpățânarea ne va conduce doar să realizăm ceea ce ne dorim, nu și ceea ce avem nevoie pentru dezvoltarea noastră. Legea lui 3 este legea care eficientizează utilizarea energiei vitale. Uneori putem realiza ceea ce ne dorim, dar cu un cost foarte mare, adică irosim energie inutil pentru că astfel de situații contribuie prea puțin la învățarea noastră. Un exemplu tipic de irosire a energiei vitale este încercarea de a schimba pe altcineva pentru că acest lucru este imposibil. Nu există afaceri, locuri de muncă sau locuri bune sau rele, doar cele care sunt potrivite pentru unii oameni și cele care nu sunt. A învăța să distingem aceste situații ne poate economisi multă energie și suferință în viață, pentru că acolo unde o persoană eșuează, alta are succes, ceea ce este o afacere excelentă pentru o persoană poate fi ceva rău pentru altă persoană. Cel mai bun mod de a ști ce este potrivit pentru noi este să folosim legea lui 3, pentru că viața are o funcție specifică pentru fiecare persoană. A cincea lege, legea vaselor comunicante. Această lege gestionează pierderea sau luarea de energie, pentru că numai cineva care are poate da, oricine nu are poate doar primi. Risipim adesea multă energie și, fără să ne dăm seama, ne descoperim epuizați de anumite persoane, situații, locuri de muncă, conflicte externe sau interne. Acest lucru este explicat de un principiu al fizicii numit legea vaselor comunicante. Echilibrul mental al unei persoane depinde de nivelul său de energie vitală. Entuziasmul, bucuria, optimismul și capacitatea de a profita de oportunitățile pentru a obține o viață de succes în toate sensurile sunt direct legate de nivelurile ridicate de energie. Invers, oamenii care sunt apatici, depresivi, triști, frustrați sau învinși au niveluri foarte scăzute de energie vitală. Atunci când un om cu un nivel de energie ridicat interacționează cu alți oameni al căror nivel este foarte scăzut, energia lui vitală curge către energia inferioară, făcându-l să se simtă complet epuizat, însă fără să știe de ce. Legea vaselor comunicante se aplică tuturor situațiilor din viața noastră și este unul dintre marile secrete ale înțelepciunii,
pentru că nivelul de energie vitală pe care îl avem la dispoziție pentru a beneficia de experiența vieții și pentru a obține niveluri imense de satisfacție în toate sensurile, depinde de gestionarea acestei legi. Gestionarea în mod corespunzător a legii vaselor comunicante ne cere să fim foarte atenți atunci când ne selectăm prieteniile, relațiile, afacerile, locurile unde trăim și lucrăm, locurile în care mergem și gândurile pe care le acceptăm. În plus, trebuie să ne antrenăm constant să gestionăm sentimentele și emoțiile negative care apar spontan în prezența anumitor indivizi, situații sau vești pe care le primim pentru a nu da energie involuntar, pentru a nu permite risipirea energiei. Când suntem în prezența unor persoane deprimate sau fără succes sau în anumite situații dramatice pe care le putem observa, trebuie să închidem robinetul de sentimente și emoții și să facem ceea ce trebuie doar din înțelegerea noastră, altfel energia noastră se va risipi. Dacă cineva are nevoie de ajutor, îi putem oferi entuziasm, sprijin, energie, dar trebuie să acționăm cu înțelepciune, evitând suferința. Însă, dacă ne implicăm și nu închidem robinetul de energie, nu vom avea niciodată suficientă pace interioară pentru a-i putea ajuta pe alții. Este foarte important să ne gestionăm sentimentele în mod voluntar, conștient, nu pe pilot automat, asigurându-ne astfel că nu sentimentele noastre ne conduc. Încetul cu încetul trebuie să devenim inteligenți din punct de vedere emoțional și să înlocuim sentimentele cu înțelegerea iubirii. Sentimentele sunt ca o sabie cu două tăișuri. Pentru că astăzi sunt pozitive, iar mâine pot fi total negative, adică au o dualitate complicată. Înțelegerea nu are dualitate și ne permite să acționăm cu înțelepciune și să gândim clar. Fiecare este responsabil pentru energia sa vitală. Dacă permitem ca energia noastră să se risipească și nivelul general să se destabilizeze, nu vom mai avea acces la centrele noastre de înțelegere și înțelepciune. Energia vitală scade sau crește în funcție de modul în care ne gestionăm gândurile, sentimentele și emoțiile. Cel mai mare hoț de energie nu se află în afara noastră, ci în interiorul nostru. Trăiește în mintea noastră și se numește ego. Nu ceilalți ne fură energie, ci noi le permitem inconștient să ne ia. Ego-ul fură cantități alarmante de energie atunci când dă vina pe alții și când își face griji inutile. În astfel de situații ne umple de stres și anxietate și folosește gânduri negative. Se hrănește cu suferință și ignoranță și, prin urmare, este necesar să curățați mintea și să o umpleți cu informații legate de înțelepciune dacă vreți să opriți suferința și să scăpați din ignoranță. Lumina este echivalentă cu energia vitală și cu atitudinea minții. Dacă atitudinea mentală a unei persoane este una de iubire, bucurie și entuziasm, persoana nu este în general vulnerabilă la întunericul vampirilor sau hoților de energie pentru că acestora din urmă nu le place o astfel de atitudine și merg în altă parte. Însă dacă suntem dominați de o stare de depresie, vom fi mult mai vulnerabili pentru că suntem potriviți pentru toate tipurile de situații întunecate în ceea ce privește lipsa de claritate mentală. Acest lucru, la rândul său, ne împiedică găsirea oportunităților de muncă sau de a putea genera orice pentru că suntem într-o stare de energie scăzută. Cel mai bun mod de a depăși o dificultate și de a menține o energie ridicată este să persiști în a-ți exprima bucuria și a zâmbi vieții. Simplul fapt de a zâmbi generează endorfine și mărește energia. În schimb, exprimarea amărăciunii, tristeții, frustrării sau apatiei secretă în organism alte substanțe chimice care cresc depresia și ne reduc energia vitală. Deși pare incongruent, trebuie să ne umplem de bucurie în fața dificultăților pentru a le putea rezolva. Dacă ne umplem de amărăciune, dificultățile noastre vor crește pentru că ne accentuăm limitările și închidem ușile înțelegerii.
A șasea lege, legea cauzei și efectului. Tot ceea ce facem altora se va întoarce la noi înmulțit, ne vom lovi de efectul a tot ceea ce provocăm. Orice eveniment care afectează experiența oricui, fie în mod pozitiv, fie în mod negativ, nu este rezultatul întâmplării sau al norocului, iar asta pentru că toate procesele Universului, fără excepție, sunt guvernate de legi exacte din punct de vedere matematic. Prin urmare, fiecare rezultat pe care îl obținem în viață are o cauză specifică, în același mod în care fiecare gând, cuvânt sau acțiune are un efect precis asupra persoanei de la care provine. Nu există cuvinte rostite degeaba, gânduri fără efect sau fapte fără rezultate. Nimeni nu ar trebui să fie judecat după greșelile trecute, ci după comportamentele actuale. Legea cauzei și efectului este direct legată de legea afinității și legea corespondenței. Conform legii afinității, prin gândire creăm sau menținem o structură mentală care este în ton cu mințile și circumstanțele altora care au gânduri similare, adică atragem tot ceea ce este asemănător cu propriile noastre gânduri. Prin legea corespondenței, cuvintele și acțiunile noastre sunt o consecință directă a modului în care gândim și au un impact imediat asupra relațiilor noastre, sănătății și finanțelor noastre, creând circumstanțele care ni se potrivesc prin atitudinea și comportamentul nostru. Cunoscând cauza, originea fiecărui rezultat pe care îl obținem, cele mai bune modalități de a înregistra rezultate excelente în viața noastră sunt următoarele. Să ne gândim mereu la ce este mai bun dintre toate circumstanțele și toți oamenii, să le urăm tuturor binele, în special celor cu care am avut conflicte, să acceptăm toate circumstanțele vieții ca pe o oportunitate de a învăța lucruri noi, să le oferim celorlalți cele mai bune servicii fără restricții și fără nicio condiție, să ne bucurăm enorm de tot ceea ce facem pentru a menține mereu o atitudine plăcută și calmă și să apreciem profund tot ceea ce avem. A șaptea lege, legea saturației. Eliberarea începe acolo unde se termină suferința. Informația înțelepciunii o vom primi atunci când suntem gata să facem o schimbare interioară și nu înainte, pentru că mintea acceptă noi opțiuni doar atunci când este saturată de cele anterioare. Ca atare, toate aceste informații pe care le oferim sunt pentru cei care nu au nevoie să sufere în continuare. Când o persoană devine în sfârșit convinsă de inutilitatea luptei împotriva circumstanțelor vieții pe care nu le poate schimba și se simte copleșită de rezultatele îngrozitoare pe care le obține, fie în relațiile sale, fie în planul sănătății sau în sfera finanțelor, adică atunci când este supraîncărcată de suferință, conflicte, eșecuri sau afecțiuni, va fi gata să accepte noi informații și nu va mai opune rezistență schimbărilor interioare. Abia atunci o persoană va putea face progrese în procesul de dezvoltare spirituală. Mintea devine saturată după ce a descoperit că opoziția și suferința sunt zadarnice. Abia atunci este aptă să primească noi informații care să o conducă la obținerea de rezultate de succes. Astăzi ne oprim aici. În episodul următor vom prezenta celelalte șapte legi ale vieții. Legea generării, legea despăgubirii, legea împărtășirii, legea afinității, legea spațiilor goale, legea opțiunii iubirii și legea înțelegerii. Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune și energie pozitivă.